Povestea cu Vali este foarte simplă. El nu mai este un jucător antrenabil din punctul meu de vedere. Cum? Nu știu cum. Bine, nu mai este un jucător antrenabil. Aha. Iar când okay. un jucător devine sună urât, rău asta, antrenabil, atunci. Păi nu sună urât. Nu, ajungi rău, la un moment dat. Rău. Nu urât, scuze, rău. Ajungi la un moment dat în carieră, când ai o anumită vârstă, când ai un anumit confort, să nu mai răspunzi la anumite comenzi ale antrenorilor. Aha. Și lucrul ăsta pentru un jucător este cel mai important, sau pentru un antrenor în primul rând este foarte important. Eu încă o dată n-am avut absolut nimic personal cu el, l-am văzut că a făcut eforturi, dar în momentul când lucrurile au devenit nu așa cum și-ar fi dorit el, a revenit la toate metehnele și cutumele pe care le-a avut înainte să lucreze cu mine. Și atunci, la fel cum a fost și în cazul Zone, aveam nevoie de un mesaj puternic pentru grup și nu numai pentru grup, pentru Dinamo. Pentru că am zis că dacă vreau să schimb ceva, trebuie să fiu drastic în ceea ce privește regulile, în ceea ce privește implementarea unor principii și unor valori morale pe care clubul le-a pierdut în ultimii ani. Și indiferent cât îmi va fi de greu mie, la nivel personal, am luat decizii care să ajute foarte mult clubul și nu numai pentru perioada asta, ci și pentru viitor. Dar până la urmă, ce s-a întâmplat cu el? Spune-mi în două vorbe, dacă poți să spui ce s-a întâmplat cu el. Nu s-a întâmplat nimic foarte grav. Faptul că spune la îndoială deciziile în fața grupului, faptul că încearcă să în interiorul echipei să transmită mesaje negative, cred că e de ajuns. Nu trebuie să ajungem la certuri și la alte lucruri. Dar am vrut să tai din rădăcina anumite lucruri și asta s-a întâmplat. Nimic spectaculos.